Cariera de marină a devenit una dintre cele mai căutate joburi în rândul tinerilor absolvenți de clasa a 12-a. Cine nu a reușit să fie admis în prima sesiune, mai are o șansă. La Facultatea de Inginerie Marină sunt scoase la concurs 21 de locuri fără taxă pentru secția militară. Candidații vor da o testare la matematică și limba engleză pe 5 septembrie. Pentru secția civilă sunt disponibile în total 306 locuri cu taxă. Ele sunt repartizate astfel. Navigație, transport maritim și fluvial, 6 locuri la zi și 103 în sistemul de învățământ cu frecvență redusă. La inginerie și management naval și portuar sunt disponibile 9 locuri, iar la electromecanică navală mai sunt 15 locuri la zi și 91 cu frecvență redusă. Pentru cei care doresc să facă electromecanică, sunt disponibile 36 de locuri la zi și 46 cu frecvență redusă. Depunerea dosarelor se va încheia luni 19 septembrie.